În dimineața aceasta deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Epistola lui Iacov, capitolul 5, unde cuvântul Domnului vorbește astfel. Începând cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi nu-mi fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci daul vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îi va da sănătate. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou... Și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați în prezența Domnului. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre remedii pentru cei aflați în suferință, remedii pentru cei aflați în suferință. A fost o săptămână pentru mine cu multă interacțiune, în mod deosebit cu oameni care trec prin suferință. Luni, sora Liana m-a solicitat să merg la Spitalul Municipal să fac rugăciune și ungere pentru un tânăr, spun eu de 40 de ani, pentru că și eu am 40 de ani și mă consider tânăr care a făcut infart și în urma infartului a rămas la ATI, în comă, într-o condiție de moarte, pur și simplu. Când am ajuns și l-am văzut, sigur că m-au trecut o mulțime de fiori când am văzut cum era conectat la aparate, modul în care era acoperit culoarea corpului lui, sigur, din perspectivă umană, nu mai exista nicio șansă pentru acest om. M-am rugat Domnului cu stăruință înaintea Lui, însă, dragilor, să știți că în unele situații, de fapt în toate situațiile, voia suverană a Lui Dumnezeu primează. Dacă Dumnezeu a hotărât ca alergarea acestui bărbat să se încheie, așa a hotărât Domnul și trebuie să ne supunem voii Lui. Noi ne-am făcut datoria, am mers înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciune, am mijlocit așa cum ne-a învățat și fratele Daniel, dar Dumnezeu a hotărât ca omul acesta să-și încheie alergarea. Gândiți-vă câtă suferință a rămas în cadrul familiei. Era tată, era soț, era copil, probabil că era frate, avea neamuri, avea rude, avea prieteni. Pe de altă parte am întâlnit mulți alți frați de credință care au trecut săptămâna aceasta prin încercări și trec prin încercări. Sunt oameni la noi în biserică care de ani de zile trec prin încercări și suferința este cât se poate de prezentă în viața lor. O altă soră ne-a solicitat să ne rugăm pentru un membru din familie pentru că situația pare că s-a complicat mai mult decât să se rezolve în dreptul unei surori, ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu. Am deschis mesajul cu aceste exemple ca să ne dăm seama cât se poate de clar că suferința este prezentă în viața noastră. Că nu putem fugi de ea, dragilor, și că putem recunoaște în dimineața aceasta fiecare dintre noi că viața este presărată cu greutăți, este presărată cu suferințe și cu necazuri. Mulți dintre noi, pentru că suntem creștini și suntem într-un alt cadru, am învățat să luptăm cumva, să rezistăm cumva, să suportăm cumva suferința. însă problema cea mai mare este atunci când ne confruntăm și cu nedreptatea. Când suferința este în viața noastră, spunem noi în mod nedrept, apare în viața noastră în mod de drept. Să te confrunți cu suferința este este, dacă vreți, o, o, provocare imensă, dar să te confrunți cu suferința nemeritată este o provocare și mai imensă. Dacă am vorbit despre cauzele suferinței, să știți că suferința este un produs al căderii, o consecință a păcatului omului împotriva lui Dumnezeu, găsim scris în Roman 5 cu 1 Corinteni 15, 21 și vedem de la începutul istoriei umane. Acolo a început Suferință. Acolo omul a deschis ușa suferinței să intre în lume. Cel care cauzează suferința, primul care cauzează suferința, este diavolul. El o generează. Dar dacă diavolul nu ar fi avut cu cine să colaboreze în perspectiva aceasta, suferința ar fi rămas doar în dreptul lui. Din nefericire, oamenii au deschis ușa către suferință și diavolul a generat foarte multă suferință pe pământul acesta. Ascultam un podcast zilele trecute și spunea invitatul respectiv că omenirea a cunoscut toate formele de suferință, absolut toate formele de suferință. Ceea ce mai lipsește acum să vină niște marțieni, să ne mai tortureze și ei, spunea omul acesta că omul a fost capabil să genereze toate formele de suferință pe pământul acesta. Dragilor, pe de altă parte, să știți că printre cauzele suferinței sau cauzele suferinței sunt multiple. Păcatul este o cauza suferinței. Păcatul îi rănește cumplit pe oameni. Păcatul ne lovește ca o scorbie. Păcatul ne otrăvește viața și produce foarte multă suferință în viața personală, în viața de familie, în viața comunitară, în societate. Păcatul produce foarte multă suferință. Societatea, de asemenea, societatea îi rănește pe oameni. Societatea produce pur și simplu suferință. Oamenii, nu mai vorbim despre oameni, oamenii produc cea mai mare suferință în momentele acestea pe pământ. Unii spun că Dumnezeu este autorul suferinței, că de ce permite Dumnezeu, de ce generează. Constatăm că omul este autorul celor mai mari suferințe de pe pământul acesta. Sărăcia, liderii corupți, guvernele dictatoriale, bolile, războaiele, catastrofele naturale. Dar, așa cum spuneam, în cea mai mare proporție, omul este autorul celor mai mari suferințe de pe pământ. Suferința fizică poate fi cauzată în diferite moduri, dar să știți că 90% din suferința umană este mentală, care este cauzată în interiorul nostru. Oamenii își creează suferință pentru ei înșiși în fiecare zi. Noi, oamenii, ne creăm suferință în fiecare zi. Suferă de furie de frică, de ură, de gelozie, de nesiguranță și am putea vorbi la nesfârșit de câte suferințe ne generăm în mod personal. Să știți că există cel puțin trei tipuri de suferință. Suferință fizică, emoțională și post-traumatică. Suferința fizică este rezultatul unei leziuni reale și a deteriorării țesuturilor. Da? Avem suferință fizică, boli, neputințe, vulnerabilități, slăbiciuni în trupul nostru. Pe de altă parte, cea de origine emoțională cuprinde emoțiile puternice, nerezolvate, pe care le-am depozitat în corpul nostru. Sunt o mulțime de oameni care au corpul sănătos, dar să știți că, din nefericire, și corpul va ceda într-o zi dacă sufletul nostru este încărcat de emoții negative, dacă este afectat de emoții, pentru că toate cele trei componente ale omului se deteriorează dacă una este afectată. Astfel, dragilor, noi am depozitat în interiorul nostru o mulțime de emoții puternice pe care nu le-am rezolvat. În cele din urmă, durerea posttraumatică, suferința posttraumatică este generată de reacții mult mai puternice la evenimente copleșitoare, înspăimântătoare sau devastatoare. Suferința este în viața noastră și pentru că trăim într-o lume Căzută. Unele suferințe din viața noastră ne le provocăm noi înșine, datorită alegerilor noastre păcătoase, dar altele se datorează pur și simplu faptului că noi trăim într-o lume căzută, într-o lume coruptă. Acest aspect al suferinței, în mod general, ar trebui să ne facă pe fiecare dintre, dintre noi să tânjim, dragilor, după o lume mai bună, o lume răscumpărată și eliberată de păcat, o lume pe care Dumnezeu va veni într-o zi să o întemeieze. Suferința trebuie să ne facă să tânjim după toate aceste lucruri. Să știți că deși suferința este străină de scopul lui Dumnezeu pentru umanitate, când Dumnezeu a creat umanitatea, suferința nu era luată în calcul. Dumnezeu nu a vrut ca omul să sufere. Dumnezeu nu este autorul suferinței, că o permite este cu totul altceva. Dar vedeți, dragilor, suferința este străină de scopul lui Dumnezeu pentru umanitate. Cu toate acestea să știți că Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeul despre care noi vorbim, folosește acum ca partea dezvoltării noastre suferința. Ca partea dezvoltării noastre, nimic nu obligă o persoană să-și confrunte adevărul, adevăratul sine ca suferința. Nimic altceva nu ne face să ne întoarcem spre interior, să comunicăm cu noi înșine și să comunicăm cu Dumnezeu. Suferința determină concentrarea noastră să se întoarcă spre interior, să ne confruntăm cu acele părți ale noastre pe care altfel, în mod normal, dacă am fi sănătoși, nu le-am confrunta absolut niciodată, le-am ignora. Astfel, Dumnezeu poate folosi suferința pentru a ne dezvolta în oameni mai buni, pentru a ne intersecta cu Dumnezeu pentru a stabili scopurile sale mărețe peste viața noastră, peste viața fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, suferința poate fi și un test al credinței. Suferința poate fi un test al credinței prin care demonstrăm lumii adevăratul aspect al credinței noastre. În vremuri de durere intensă, dragilor, noi ne agățăm de ceea ce credem, de ceea în care ne-am pus speranța. Și dacă trecem prin suferințe, noi ne agățăm de Dumnezeu și arătăm lumii perspectiva aceasta că indiferent de suferință, noi ne-am pus baza într-un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Apoi vedem că suferința poate fi și o Che mare pentru a trăi o mărturie mai bună și mai fidelă lumii, spunea profetul Habacuc, da, despre suferința din viața lui, în felul următor: Totuși, mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura de Dumnezeul mântuirii mele. Cu toate că trecem prin suferințe. Dragilor, problema cea mai mare a noastră este că atunci când trecem prin suferințe, dezvoltăm o concepție greșită despre suferință. Despre Dumnezeu, despre noi înșine, despre viață și despre tot ceea ce ne înconjoară. În suferință tragem deseori concluzii pripite. Concluzii pripite cu privire la noi înșine. Că suntem greșiți, că suntem eronați, că suntem părăsiți, că suntem abandonați. Apoi tragem concluzii pripite cu privire la Dumnezeu. Că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu nu ne iubește, că lui Dumnezeu nu-i pasă. Amintiți-vă, ucenicii în corabie au strigat, învățătorule nu-ți pasă că pierim. Asta e o concluzie pripită pe care noi o tragem, o tragem în cadrul suferinței. Spune Dumnezeu că nu-i pasă de noi. Dacă tu permiți să trecem prin suferință, ție nu-ți pasă de noi, Doamne. Pe de altă parte, mi spunem lui, pe de altă parte îi spunem lui Dumnezeu, dragilor, că Dumnezeu nu are putere să ne izbăvească de acolo. Prima concluzie pripită pe care am tras-o a fost în copilărie. În copilărie, pe la vârsta de șapte ani, când mă mai trimitea tatăl meu cu animalele pentru că avea pământ în afara orașului, aveam un câine acolo la grădină, bobiță. Era un câine pe care l-am învățat să sară peste un pârâu, era un câine pe care l-am învățat să ducă să întoarcă animalele, era un tovarăș foarte bun. Deseori eram singur acolo, nu aveam niciun tovarăș, câinele acestea, bobiță, era un câine micuț, era cel mai bun tovarăș al meu. Și astfel, de mic copil, am crescut împreună cu el. Într-o zi când mergeam cu animalele, ca să știți de unde vin, că am fost cumva țăran. În timp ce mergeam cu animalele, Bobiță venea după mine. Eu am traversat o stradă și Bobiță s-a băgat sub un autocar. Eu am văzut că n-a venit după mine și am strigat după el. În momentul în care mi-a recunoscut vocea, s-a uitat la mine, a început să dea din coadă și bucuros a vrut să treacă strada, să vină spre mine și să mergem mai departe. În momentul respectiv, când el a ieșit de sub autobuz, o dace de culoare roșie, nu o să uit toată viața mea, că am vrut să dau cu pietre după ea, a venit și pur și simplu l-a luat din plin și bobița al nostru s-a mai, mai, zbătut de două ori acolo pe stradă și a murit. L-am luat în brațe copil fiind, eram copil, iubeam animalele, l-am luat în brațe pe bobiță, nu vă spun cum arăta că v-ați îngrozi, cum am putut să-l coleg de acolo, l-am dus la, lângă gard, m-am pus pe genunchi lângă gard și am zis, Doamne, dacă Tu l-aduci la viață pe bobiță, promit că o să fiu cel mai cuminte copil promit că o să te slujesc, tu ai putere, Doamne, te rog, adu la viață pe vânt. Nu s-a întâmplat, dragilor. Bobița era deja lovit de mașină, Bobița era deja mort. Când am văzut că nu se întâmplă nimic, am tras concluzii pripite și greșite cu privire la Dumnezeu. i zis lui Dumnezeu, tu nu mă iubești? Tu nu iubești animalele? Tu n-ai putere? Te-am pus la încercare și tu n-ai avut putere să-l aduci la viață pe bobiță și o trebuie să iau câinele, să-l arunc după gar și apoi totuși mai aveam speranță. În fiecare zi când treceam pe lângă gard, mă gândeam că poate Dumnezeu l-a adus din moarte, că eram copil și auzeam multe predici în care predicatorii spuneam, spuneau că pe Lazar, după patru zile, da, de la momentul în care a murit Domnul Hristos, a dus și la înviat. Noi tragem concluzii pripite. Să știți, dragilor, așa cum spuneam mai devreme, că atunci când trecem prin suferință, prin greutăți, necazuri, începem să vedem distorsionat Începem să vedem distorsionat în viața noastră, iar concluziile noastre sunt greșite. Și atunci când vedem distorsionat din cauza suferinței, ne adresăm la Dumnezeu într-un mod incorrect. Suferința, vedeți, deseori ne îndeamnă la revoltă. Ați simțit vreodată revoltă în timpul suferinței? Ați simțit că vă vine să vă revoltați pe viață? Ați simțit? Sau nu mai am trăit asta? Ați simțit vreodată că revoltă împotriva lui Dumnezeu, că Dumnezeu este nedrept și că de ce permite... Ați simțit, nu? Da, oricum ne pocăim la comun astăzi. A simțit deseori că viața e nedreaptă și că de ce Dumnezeu... Vedeți, suferința uneori ne provoacă la revoltă. Suferința i-a făcut pe unii oameni să ridice pumnul împotriva feței lui Dumnezeu și să-L ofenseze. Să spune că Dumnezeu este cel care cauzează suferința în lume și Dumnezeu este cel vinovat de toată suferința din viața oamenilor. Karl Marx. Fiecare dintre dumneavoastră ați auzit despre Karl Marx. În urma, unei, în urma pierderii unei persoane dragi, Karl Marx, care a fost credincios, Karl Marx a început să schimbe retorica vieții lui, să se revolte pe Dumnezeu din cauza suferinței. A pierdut o persoană dragă și s-a răzbunat pe Dumnezeu, s-a revoltat pe Dumnezeu. Astăzi, astfel, Karl Marx și Engels sunt fondatorii comunismului. Comunism care a omorât mai mulți oameni decât toate războaiele la un loc. Comunismul a fost devastator. Karl Marx în poezia Ulanem, căutați-o pe internet, a spus în voi ridica tronul mai presus de toți Dumnezei. Cine a spus prima dată lucrul acesta? Lucifer, satana, când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Da? Karl Marx a zis, îmi voi ridica scaunul mai presus de Dumnezeu, acest Dumnezeu mi-a luat totul, nu mai îmi rămâne nimic altceva de făcut decât să distrug lumea. Și a reușit prin comunism să distrugă lumea. Mulți dintre cei care se sinucid, dragilor, declară de fapt că actul lor este un act de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Cei care se sinucid îi spun lui Dumnezeu, tu nu mă iubești, tu n-ai putere să mă scap de aici, ție nu-ți pasă de mine și vreau să mă revolt împotriva ta. Cele mai multe acte de suicid sunt acte de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Dragilor, în dimineața aceasta trebuie să înțelegem că în cadrul creștinismului sunt cel puțin trei perspective cu privire la suferință. Trei perspective cu privire la suferință. Sunt unii oameni, sunt două extreme și o cale de mijloc foarte bună. Prima extremă este că sunt unii oameni care și-o pricinuiesc, se autoflagelează până când corpul și conștiința lor sângerează. Sunt unii oameni care o caută în mod intenționat. Era o soră care se ruga și spunea, Doamne, dăm -mi și mie un țepuș ca lui Pavel. Nu-i dovadă de înțelepciune să ceri un astfel de lucru. Pavel se ruga să-i scoată. Nu să-i îi dea, da? Creștinii din America de Sud, în mod special catolicii, filipinezi, în vinerea mare, sunt credincioși care se urcă pe lemnul crucii și se lasă perforați în palme și în picioare bătuți în cuie de anumite personaje, persoane îmbrăcate în soldați romani, își pun coroana de spini, se autoflagelează, se biciuiesc, crezând că așa vor obține favorul lui Dumnezeu, așa se vor mântui. Da? Vă spuneam dumneavoastră că am fost la o biserică a unui preot foarte renumit, care acum este excomunicat din Biserica Ortodoxă, eram la Târgu Mureș, era un preot care și cânta muzică populară, știți dumneavoastră, deși acum, din păcate, din păcate, oamenii i-au umplut casa și-au făcut parohie și-au făcut prăvălie religioasă și românii trebuie să se trezească până la urmă pentru numele lui Dumnezeu. Cu toate dovezile clare că e un apostat, că e un om împotriva lui Dumnezeu prin practica de zi cu zi, se duc și umple acolo curtea, îi pupă mâinile când omul este corupt până în măduva oaselor și nu numai în, în sfera lor, că și în alte sfere apropiate de noi. Însă, dragilor, când am ajuns la biserica aceea pentru că doamna asistentă de la lot mi-a zis să mergem să-l cunoască pe acest om, am stat patru ore și jumătate aproape la biserica respectivă. Când am ajuns la biserică era iarnă, era în pragul sărbătorilor de iarnă. Pe treptele de la intrare în biserică, acolo să știți că toți au stat în picioare patru ore și ceva. Deci dacă vă plângeți, poate mai mergem și în alte biserici, că vă țin câteodată 40 de minute la închinare. Erau numai câteva scaune pe margini, rest... Doamnele în vârstă, tinerii, copiii, bătrânii, toți stăteau în picioare, patru ore și jumătate aproape. Chiar am apreciat pentru demersul acesta. Însă la intrare în biserică, pe zăpadă, pe treptele reci, stătea un bărbat care se ruga. Și am zis, am început să mă compar, am zis, uite omul ăsta, ce sacrificii, ce rugăciune, ce intensitate, ce volum, ce practică deosebită. Da? L-am văzut că omul acesta, omul acesta... Se ruga cu foc înaintea lui Dumnezeu. După patru ore și jumătate, omul acesta, dragilor, s-a ridicat de pe genunchi, s-a ridicat de pe genunchi și acum mă gândeam că o să spună ce-o descoperit în rugăciune cu Dumnezeu. Cum era iarna, ați văzut când, da, sufla și a suflat în palme și a zis, Uf, ce merge o țuică fiartă acum. Și am observat că patru ore și jumătate de penitență, de autoflagera, de mutilarea corpului, de ce vreți dumneavoastră, nu sunt de niciun folos. Apostolul Pavel chiar spune lucrul acesta, da? Că nu sunt, uh, aceasta sprime față de trup nu este de niciun folos împotriva desfrâului firii pământești. Poți să stai patru ore să te biciuiești, să te bați, să te automutilezi și după ce te ridici după patru ore și jumătate să spui că mereu țuică -țu fiartă. Bă, bă, cu ce Dumnezeu ai stat de vorbă? Cu Bacus? Dragilor, sunt alții care o exclud categoric și aici vedem curentul carismatic care spune nu ai voie să suferi, nu ai voie să fii bolnav, sărac, etc. Și Petru a avut această perspectivă până să se mai maturizeze stând lângă Domnul, da? Petru a avut această doctrină carismatică când Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult, să sufere mult din patria, partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care că să fie omorât și ca treia zi are să învieze. Da? Petru, când a auzit lucrurile acestea, care era în doctrina carismatică, l-a luat de mână și a zis... Învățătorule, tu ai o doctrină greșită. Îți spune -o care e doctrina. Spune că l-a luat deoparte pe Domnul Iisus Hristos, da? l-a luat deoparte și a început să-l mustre. A început să-l mustre pe Domnul Isus Hristos. Da? Zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dragilor, Petru s-a uitat la proces, nu la rezultatul final. Procesul înseamnă în viața noastră uneori suferință. Greutăți, obstacole, probleme. Însă rezultatul însemna înviere, glorie și triumf. Dar Isus s-a întors la Petru și a zis, ascultați și a zis lui Petru, înapoi a mea, satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oameni. Astfel, carismaticii au creat multă dezamăgire și o mai mare durere în inima celor care trec prin diferite forme de suferință și pot fi o piatră de potignire pentru unii. Există o soră care este foarte populară, în lume care este în scaun cu rotile și carismatici, i-au zis că nu are credință, au sărit pe ea și au afectat-o mai mult decât i-au făcut un rău mai mare. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cum au reușit apostolii să înfrunte persecuția, suferința fizică, bătăile, pierderile averilor și chiar martirajul dacă ar fi avut o doctrină carismatică care neagă suferința și o exclud cu totul? Ar fi fost o adunătură de supărăcioși sensibili în fața adversităților. Și există o a treia categorie și să ne ajute Domnul ca noi să facem parte dintre ei. Sunt unii care știu să o parcurgă, sunt unii care știu să o rabde, sunt unii care îi fac față și sunt unii care știu că Dumnezeu are revendica vendic, are și suferința și că Dumnezeu are anumite scopuri mărețe chiar și atunci când trecem prin suferință. Astfel, primul remediu pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, o să încerc să fiu cât de repede, Primul remediu pe care îl găsim, să știți că nu este niciodată, niciodată pognind din degete nu vom scăpa de suferință. Să nu vă așteptați la asta. Primul remediu, dragilor, pe care ni l prezintă Apostolul Iacov, este răbdarea. Primul remediu este răbdarea. Nu vă pripiți să ridicați pumnul, să nu ne pripim să ridicăm pumnul, să ofensăm fața lui Dumnezeu. Să nu ne pripim să tragem concluzii greșite. Să nu ne pripim să gândim într-un fel sau altul. Răbdarea este primul remediu pe care ni-l oferă Apostolul Iacov. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea. Fiți dar îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inima că venirea Domnului este aproape. Pe de altă parte spune, frații mei, Luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei care au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Ați auzit și dumneavoastră? Am auzit fiecare dintre noi și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Vedeți, Apostolul Iacov oferă primul remediu pentru suferință. Răbdarea. Și răbdarea, în limbajul Noului Testament, înseamnă tărie de caracter, înseamnă statornicie. Opusul răbdării, să știți că nu este întotdeauna nerăbdarea. Opusul răbdării poate fi și revolta. Nerăbdarea în vremuri de încercare se manifestă deseori prin revoltă. Oamenii fug la băutură. Când eu am suferit, după ce am venit la Domnul, un eșec profesional la Mondiale, la Stuttgart, am fost pe punctul de a pune mâna pe sticla de băutură și pe țigară. În 2007. Nu eram încă botezat, am zis, nu mă vede nimeni, Dumnezeu a permis un eșec în viața mea, diavolul venea la urechea mea și spunea, degeaba te-ai pocăit, colegul meu de cameră a zis, a, m-am așteptat ca Dumnezeu să te ajute și am căzut ca un sac de cartofi la mondiale. Și primul impuls în firea mea pământească a fost să mă revolt împotriva lui Dumnezeu. Și a venit cineva, niște spanioli și mi-a zis, Tio, nu no quieres una seroesa, nu vrei o bere, nu vrei. Și eram pe punctul de a lua berea în mână. Și pe, eram pe punctul de a lua țigara în mână. Pentru că opusul răbdării uneori nu este doar nerăbdarea, ci este revolta. Îți vine să te revolți, să spui lui Dumnezeu, din cauza ta am avut eșecul acesta. Din cauza ta am problemele în familie. Vedeți, dragilor, unii oameni fug la băutură, unii oameni fug de acasă, încep să se jure. Contextul în care vorbim noi aici, Iacov vorbește despre el, că unii au început să se jure, alții au început să înjure, sunt oameni care înjură în suferință. Am avut un coleg care avea un frate Imobilizat în scaun cu rotile și l-a înjurat pe Dumnezeu cum nu vă vine să credeți, da? Iar mulți spun capăt suferinței prin suicid. Cei care s-au sinucis n-au avut răbdare. Nu l-au lăsat pe Dumnezeu să-și manifeste planurile sale mărețe peste viața lor. Cei care s-au sinucis s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, spunându-i, nu-ți pasă de noi, n-ai putere să ne scoți de aici, nu ai dragoste față de noi, mă revolt împotriva ta pentru suferința pe care o parcurg și nu l-au lăsat pe Dumnezeu, care are un viitor și o nădejde. Deci cei care se sinucid, cei mai mulți dintre ei sunt oameni revoltați pe Dumnezeu, pe viață, pe oameni și vor să provoace suferință celor care le-a provocat suferință. Astfel, cei care au abandonat fără motiv familia, nu l-au lăsat pe Dumnezeu, n-au avut răbdare să vadă ce poate să facă Dumnezeu în cadrul familiei. Mama a așteptat 46 de ani, și după 46 de ani, Dumnezeu a întors aproape toată familia la el. Îi venea să se revolte, da? Îi venea să se revolte. Cei care au fugit din post. Cei care au fugit din lucrarea lui Dumnezeu n-au avut răbdare să vadă cum poate interveni Dumnezeu. Vedeți? Iacov ne vorbește despre Iov. Iov este un exemplu minunat de perseverență și tărie de caracter. Puțin oameni din istorie, ba poate niciunul nu au trecut prin suferințe și pierdere atât de mari într-un timp atât de scurt ca și Iov. Cu toate acestea, Iov niciodată nu s-a revoltat pe Dumnezeu. Iov nu l-a blestemat pe Dumnezeu, nici nu i-a întors spatele și răbdarea lui a fost răsplătită, dragilor. Iov nu s-a revoltat, ci a răbdat și pentru că a răbdat după secole un alt personaj biblic, Iacov, scrie despre Iov. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Iov rămâne în istorie nu pentru că a fost sănătos, nu pentru că a fost bogat sau înțelept, ci pentru eroismul perseverenței și al răbdării lui, chiar dacă a pierdut totul. Folosind termenul grecesc, hupomone, Iacob spune, ați auzit de omul care a stat ferm și a răbdat povară. Pierderile lui Iov, dragilor, l-au lovit ca un fulger. Lovitură după lovitură în viața acestuia. l-au năucit toate loviturile respective. Iov a rămas neclintit și numele lui a devenit sinonimul expresiei răbdare eroică. Mulți dintre pacienții care au trecut printr-o operație dificilă și-au găsit mângâierea, în viața lui Iov. Mulți părinți îndurerați care și-au îngropat fiul sau fica și-au găsit mângâierea în răbdarea lui Iov. Mulți dintre oamenii care au avut eșecuri financiare și-au găsit alinarea și mângâiere în răbdarea lui Iov. Dragilor, pe scurt vă dau cinci motive pentru care ar trebui să, pe scurt, foarte pe scurt, de ce să răbdăm? De ce să așteptăm? Vedeți, Iacov ne spune, venirea Domnului este aproape. Nu doar că venirea Domnului este aproape, dar există și o răsplătire. Dar aș vrea să vă spun, dragilor, că în ciuda faptului că peste noi vin foarte multe acțiuni contrare, toate acțiunile contrare care vin peste noi sunt trimise cu scopul de a lucra... Nu. Multe lucruri pot fi contrare dorințelor noastre, dar nu contrare binelui nostru. Țineți minte, multe lucruri care vin peste noi pot fi contrare dorințelor noastre, fără să fie contrare binelui nostru. De aceea, așteptarea, răbdarea este soluția, primul remediu. Iacov, David, Iov, Moise, Ieremia, Iona, Pavel și alții au avut parte de multe lucruri contrare dorințelor și încercărilor lor, dar care nu au fost contrare binelui lor. Și aici trebuie să așezăm noi temelia perspectiva, temelia perspectivei noastre asupra suferinței. Medicina este adeseori contrară dorințelor pacienților, da? Pacienții nu vor să intre în sala de operație, pacienții nu vor să fie tăiați cu bisturiul, pacienții nu suportă ideea să se intervină chirurgical asupra lor, însă, dragilor, deși nu lucrează, deși nu lucrează contrar dorințelor lor, da? Vedem că medicina lucrează binelui lor. Lucrează bine lui lor, spunea cineva că în războiul civil chirurgul trebuia să opereze fână anestezic, însă s-a considerat că o operație reușită merită durerea intensă pe care o producea. Da? Am citit despre un om care a vrut să călătorească în Franța cu vaporul și înainte să ajungă la vapor a călcat strâm și și-a fracturat piciorul. A ajuns la medic, n-a reușit să mai călătorească în Franța, însă a aflat știrea că vasul care călătorea spre Franța pur și simplu s-a scufundat și n-a scăpat niciunul de acolo. Vedeți, uneori Dumnezeu ne învață că, în ciuda faptului, dragilor, că multe lucruri vin contra dorințelor noastre, să știți că nu vin contra binelui nostru. Pentru că Dumnezeu pregătește binele nostru, cu toate că providența a fost contrară dorințelor sale, nu a fost contrară binelui său, da? Citeam despre omului Dumnezeu Augustin, cum, precum circum neputând suporta predicarea și scrierile lui Augustin, au căutat să-l distrugă pândindu-l pe drumul pe care, știa că, pe care știa că va trece în călătoria sa. Dar prin providența lui Dumnezeu, Augustin s-a rătăcit. Și astfel a scăpat. Uneori spune, mă, de ce ne-am rătăcit? De ce au întârziat autobuzul? De ce sunt probleme? Dragilor, chiar dacă unele lucruri vin contrar dorințelor noastre, nu vin contrar binelui nostru. Țineți minte. Îmi spunea Alexandra, despre o, o, o tânără pe care am vrut să o ajutăm și spunea, uite, Dumnezeu a lucrat, că noi am vrut așa, ne am crezut așa și Dumnezeu a lucrat așa, spre binele ei. Astfel, dragilor, chiar dacă vin acțiuni contrar dorințelor noastre... Nu vin contrar binelui nostru. Apoi, pe de altă parte, să știți că toate acțiunile contrare care vin peste Sfint sunt trimise cu scopul de a lucra un bine nobil pe care Dumnezeu intenționează să-l reverse peste fiecare dintre noi. Biblia spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Știți povestea lui Iosif, da? A fost vândut într-o țară îndepărtată din cauza invidiei și a răutății fraților lui, da? Iar mai, fost mai apoi pus la închisoare din cauza că n-a vrut să fie prizonierul poftelor stăpânei lui. Pe nedrept a suferit omul acesta. Însă toate acestea, da? Invidia, răutatea, trădarea, nedreptatea, groapa, închisoare au dus la avansarea sa și la păstrarea familiei tatălui său. Așa a lucrat Dumnezeu providența lui Dumnezeu, încât tot ceea ce a fost intenționat să distrugă viața lui Iosif a fost de fapt spre promovare. Tot ceea ce pare intenționat să distrugă viața noastră este de fapt spre un bine major pe care Dumnezeu îl pregătește, slăvit să fie în numele Lui, da? Dragilor, tot ceea ce pare intenționat să distrugă viața noastră, așa cum spuneam, este de fapt pentru promovare, pentru un bine mai mare. David a fost destinat la împărăție, Vedeți? Dar strâmtorările, problemele, persecuția și toate celelalte prin care au trecut au fost permise pentru a simți greutatea coroanei. Să știți că mari oameni al lui Dumnezeu au atins culmi înalte și acele culmi înalte nu au fost cucerite într-un zbor lind. Niciodată. Spunea cineva, o mare liniștită nu a făcut niciodată un marinar iscusit. O mare liniștită nu a făcut niciodată un marinar Iscusit. Astfel, toate, dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele nobil promis de Dumnezeu. Apoi aici răspundem în dimineața aceasta la o întrebare care ne frământă pe cei mai mulți dintre noi. Când mâna Domnului a apăsat pe viața dumneavoastră, cu o suferință, cu o boală, noi spunem mâna Domnului, da? Ați simțit că Dumnezeu v-a părăsit? Ați simțit că Dumnezeu este aspru și că Dumnezeu este împotriva dumneavoastră? Sunt oameni care au boli. Sunt oameni care suferă și spun, mâna Domnului apasă, Dumnezeu este împotriva mea. Ați simțit lucrul ăsta? Eu vreau să vă spun în dimineața aceasta, că mâna lui Dumnezeu poate apăsa asupra unui om, chiar și atunci când dragostea și inima sa sunt peste omul acela. Mai pe românește, când mâna Domnului apasă peste un copil al lui, dragostea și inima lui Dumnezeu nu sunt îndepărtate de la omul acela. Sunt peste omul acela. Au fost o generație de oameni care au judeca pe cei drepți al lui Dumnezeu. Au fost femei și bărbați credincioși care au trecut prin boli, prin suferințe. Și cei de pe margine au zis, sunt bătuți de Dumnezeu. i au părăsit Dumnezeu, în timp ce inima și dragostea lui Dumnezeu era peste ei. Cu toate că Dumnezeu a apăsa cu mâna sa, poate apăsa mâna lui Dumnezeu peste noi și în același timp și dragostea și inima sa să fie peste noi? Da, Dumnezeu nu intervine distrugător peste copiii săi. Dumnezeu intervine medical, chirurgical. El intervine pentru a extirpa, pentru a opera, pentru a scoate afară tumoarea păcatului, pentru a modela și a instrui. Lucrarea mâinii lui Dumnezeu peste credincios nu exclude dragostea și inima sa. Să știți, dragilor, că Dumnezeu poate privi încruntat uneori. Poate certa cu tărie pe copiii lui. Poate disciplina chiar și atunci când iubește mult. Mâna lui Dumnezeu a fost puternică peste Iov, cu toate că dragostea și inima sa erau peste Iov. Mâna lui Dumnezeu a fost puternică împotriva lui David atunci când inima lui a fost plină de dragoste față de David. Ascultați ce spune Scriptura. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă un orfi? Ca un orfi, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mostrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Răbdați, rezistați. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți aveți parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Ascultați câteva răspunsuri ale unor oameni al lui Dumnezeu. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta. Ce fericire ciudată, nu? Cum poate o pedeapsă venită de la Dumnezeu să ne facă fericiți? Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felorite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, compleți, integri și să nu duceți lipsă de nimic. Un alt om al lui Dumnezeu a zis, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte din credincio și e mai smerit. În Apocalipsa spune un monstru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și pe de altă parte, dragilor, ultimul lucru din uh, capitolul acesta al răbdării, toate acțiunile ciudate, întunecate, profunde și schimbătoare, nu doar lucrează un bine nobil, ci ne vor duce mai departe pe calea noastră către cer. Orice adversitate, orice obstacol, orice suferință, Orice moment greu din viața noastră. Toate acestea la un loc, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Astfel, dragilor, să răbdăm. Primul remediu împotriva suferinței este răbdarea. Nu revoltă. Cine se revoltă ajunge la băutură, ajunge la distrugere, la desfrâu, la materialism la suicid, la vrăjmășie cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să răbdăm. Nu e ușoară răbdarea. Săptămâna aceasta am fost la să înscriu mașina soției mele să iau numere provizorii. Și am stat două ore și jumătate. Și eram pe cale să stric o parte din mărturia mea. Că tot veneau unii cu documente și tot se băgau în față. Și am stat două ore și jumătate acolo. Eu am fost în fața tuturor celor care au venit cu șens, m-au văzut prea mic și pe mine și pe Flori și îmi venea să le spun câteva și am spus la urmă, nu eu primez aici, ci mărturia Domnului. Da, ce îmi venea să le zic câteva. Numai aici, dar mai atunci când treci prin dificultăți. Primul remediu este răbdarea, dragilor. Dumnezeu să ne ajute. Să rezistăm. Al doilea remediu pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, este rugăciunea, dragilor, rugăciune neîncetată. Este vreunul printre voi în suferință, spune Iacov, și îi dă remediu, să se roage, să se roage. Rugăciunea este un remediu puternic împotriva suferinței. În toate împrejurările vieții, Trebuie să ne ducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Când suntem în ecazuri, când suntem în suferință, când suntem în eșec, când suntem în probleme, când suntem încercați în toate aspectele vieții, în vremuri de bucurie. Să ne ridicăm inimile către Dumnezeu. El dorește să fie implicat de noi în toate fluctuațiile emotive ale vieții. De ce Dumnezeu ne dă remediu rugăciunea, dragilor? Pentru că rugăciunea este calea de la suferință la bucurie. Dacă vreți de la suferință, la rezistență, la capacitatea de a rămâne ferm în convingeri, rugăciunea este calea de la povară la eliberare. Rugăciunea este calea de la boală la vindecare. Rugăciunea este calea de la tragedie la triumf. Rugăciunea este calea de la slăbiciune la putere. Rugăciunea este calea de la tristețe la veselie. Rugăciunea este calea de la depresie la bună dispoziție. Rugăciunea este calea de la păcat la eliberare. Rugăciunea este calea, dacă vreți, de la plictisială la desfătare în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea este soluția și este remediul potrivit. Întâi de toate Iacov spune rugăciune personală. Este vrunul printre voi în suferință să se roage. Înainte să pui mâna pe telefon, să suni la relații, la prieteni, la pune-te și roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu care poate schimba totul. Rugăciunea este un remediu. Problema pocăiților este că nu se mai roagă. În mod personal, Apoi rugăciunea trebuie să fie cu credință. Rugăciunea făcută cu credință spune cuvântul lui Dumnezeu, va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Rugăciunea, dragilor, nu trebuie făcută, că doar trebuie făcută. Rugăciunea trebuie făcută cu credință. Și credința, știți ce spune? Se va realiza în numele lui Isus Hristos. Necredința spune, nu se va realiza. Suntem terminați, distruși și nenorociți. Credința spune în fiecare zi, se va realiza. Eu când mă trezesc dimineața, vin toate peste capul meu. Și evenimentele multe și stresul și problemele îmi spun, o să fie greu, o să fie... Și dintr-o dată dau drumul credinței și credința le spulberă din mintea mea. Și spune, numele Domnului se va face cum vrea Domnul! Asta spune credința. Rugăciunea trebuie să fie comunicară. Și la partea aplicativă, la final, m-a învățat fratele Alim Branea. Să avem partea aplicativă. La partea aplicativă ne vom ruga unii pentru alții. Rugăciune personală, rugăciune cu credință, rugăciune comunitară. Este vrunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. După ce el vor unge cu un delemn în numele Domnului. Și apoi tot Iacov spune, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Ne vom ruga împreună și la sfârșitul acestei slujbe ne vom întoarce în stânga și în dreapta și spunem pe nume. Doamne, atinge-te de Lian, atinge-te de fratele Mitică Ilaș, de Soralena, de fiecare dintre noi. Ne vom ruga împreună. Cu problemele noastre venim în rugăciune în spațiul acesta în care suntem toți împreună, da? Slujitorii să se roage cu autoritate, apoi rugăciunea trebuie să fie fierbinte, spune Cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori greșim, rugăciunea noastră nu e fierbinte, da? Spune Cuvântul Domnului mare, putere, are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Remediu pentru suferință este rugăciunea dragilor. La rugăciunea fierbinte. Când spune Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Știți ce spune el? Când un neprihănit se roagă fierbinte, se declanșează o mare manifestare de forță a prezenței Duhului Sfânt. Care este capabil să aducă oamenii din moarte la viață, să îi libereze de depresie, să vindece cancer și imposibilități. Sus Hristos este Domnul, aleluia! Da, rugăciunea fierbinte este o rugăciune pasionată, nu de silă, ci dintr-o dorință arzătoare, ceva care te arde, ceva care te consumă înăuntru tău, ceva care te împinge și spune, roagă-te, te provoacă să te rogi înaintea lui Dumnezeu, pentru că ori ești pasionat, ori ești anemic. Într-un moment așa de relaxare cu anumiti slujitori, am zis, bă, că ne uităm câteodată unii la alții, te uiți la unul, se roagă cu foc, îți vine și ție să te rogi cu foc. Și când te uiți la unul și-l vezi că stă așa, dintr-o dată, un cuțit în inimă. Rugăciunea, dragilor, trebuie să fie fierbinte, să fie pasionată, da? Este o rugăciune urgentă. Este o rugăciune urgentă pe care trebuie să o facem. Aici nu sunt, n-au loc cuvintele de umplutură. Aici în rugăciunea aceasta trebuie să mergem direct la subiect, înaintea lui Dumnezeu. Este o rugăciune care consumă, care arde. Singura putere în fața căreia Dumnezeu cedează nu e puterea de stat, de justiție, de. e puterea rugăciunii, dragilor. Bine Binecuvântat să fie în numele lui. Da? Rugăciunea înflăcărată se consumă, arde. Și ea există în viața celor care sunt aprinși de Dumnezeu. Pentru că focul. Naște foc! Aleluia! Rugăciune! Și în ultima instanță rugăciune stăruitoare. Ilia a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat. Și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară timp de trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Am avut o situație, nu o să vă dau detalii prea multe, foarte complicat, care ne-a luat prin surprindere pe toți slujitorii. Da. Când am văzut prima dată când ne-am rugat pentru o persoană și când am văzut cum stau lucrurile, situația ne-a luat prin surprindere. Am programat a doua întâlnire cu post, cu rugăciune, rezultatele nu au fost extraordinare. Am chemat mai mulți slujitori al lui Dumnezeu, iar post rugăciunea, a treia, a doua, ară, cred că am stat două ore și jumătate, am plecat epuizat și descurajați acasă pentru că nu s-a întâmplat nimic. Dar Biblia ne zice Stăruiți! Continuați! Perseverați! Rugăciunea trebuie să fie stăruitoare. M-am rugat 5 minute, gata. Nu, nu a lucrat Domnul, mă duc acasă. Domnul zice că rugăciunea să fie stăruitoare. Ne-am rugat și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, și a cincea oară. Am implicat mai mulți oameni al lui Dumnezeu și într-o vineri noapte aici la rugăciune Dumnezeu a dat eliberare. Aleluia. Persoana aceea m-a sunat zilele trecute și a zis, frate Alin, persoana aceea dormea câte o oră pe noapte. Nu lăsa diavolul să doarmă. Și acum doarme liniștit. Pentru că Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Dragilor, ne apropiem de final și vreau să vă spun că al treilea remediu, răbdare, rugăciune, reconcilierea relațiilor. Să știți că mare cantitate din suferința din viața noastră este provocată de relațiile stricate pe care le avem unii cu alții. Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Multă suferință ne provocăm din cauza atitudinilor noastre. Când sunteți certat, certați cu cineva, puteți dormiți? Puteți să vă rugați cum trebuie? Vă consumă, nu? Vă obosește. Simțiți cumva că sunteți dați pe mâna chinuitorilor. Nu? Vă chinuie nefericirea, neliniștea, tulburarea, frustrarea, mânia, nervozitatea. Pentru a scăpa de multă suferință din cadrul comunității este nevoie de reconcilierea relațiilor dintre noi, dragilor. Când Iacov spune mărturisiți-vă unii altora păcatelor, să țineți minte ce vă spun. Asta nu înseamnă că eu să mă duc la fratele Mitică Ila și să spun frate Mitică Ilaș, săptămâna asta eu am făcut un păcat acasă, m-am certat cu soția. Nu asta înseamnă. Să veniți, să ne vă duceți fiecare și să spuneți păcatele voastre unii altora. Să știți că nu la asta se referă. Știți la ce se referă Iacov? în momentul în care ai greșit față de un frate de-al tău, trebuie neapărat, dacă vrei să scapi de suferință, reconcilierea relațiilor. Te duci la el și mărturisești dacă ai greșit împotriva lui și spui, am vorbit de rău împotriva ta. M-am comportat nedemn față de tine. Te-am subestimat, am fost indiferent. Am fost... Să știți că există mai multe forme de ucidere. Unii au toporul și ucid. Alții, spune Domnul Cristos, că mânia este o formă de ucidere. Când ne mâniem unii pe alții, suntem niște criminali. Răutatea este o formă de ucidere. Ura este o formă de ucidere. Temiri că suntem frați și uneori nu putem să stăm împreună unii cu alții. Și provocăm suferință unii altora. Știți ce spune? Spuneam într-o seară la studiu. În felul următor. Că putem fi împiedicați în multe demersuri ale noastre. De exemplu, un bărbat care se roagă, dar care și-a tratat soția în mod nedemn. Rugăciunea lui este împiedicată și mai degrabă Dumnezeu va veni să corecteze și să pedepsească decât să binecuvinteze. Dacă un soț se poartă necovincios față de soția sa, rugăciunile sale sunt împiedicate în timp ce suspinele soției rănite se interpun între rugăciunile soțului și urechea lui Dumnezeu să strige bărbatul ăla de să-i iertați-mi expresia, să-i puște plămânii. Dacă soția suspină și nu spune nimic și plânge, rugăciunile ei se interpun, da? Se interpun între rugăciunile soțului și urechea lui Dumnezeu. Și suspinele ei ajung mai repede la Dumnezeu decât strigătele ei. Pe de altă parte, închinarea noastră, închinarea noastră nu este primită înaintea lui Dumnezeu, da? Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi? Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, partea aplicativă e că ar trebui să ne ridicăm de aici fiecare dintre noi, să plecăm să ne împăcăm cu aproapele nostru. Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi, împacă cu fratele tău, apoi vino de-a darul la altar. Caută de te împacă mai degrabă cu părâșul tău câtă vreme ești pe drum cu el, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță, Adevărată spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Dragilor, abuz verbal. Ce spuneți despre discriminarea rasială și socială? În contextul epistolei lui Iacov, exista discriminare socială și rasială. Spune de pildă, dacă vine un sărac în biserică, du-te în spate, te stai în spate. Dacă vine unul cu cum zic românii cu ghiul, cu inel pe deget, îmbrăcat bine, vreo personalitate, vin în față. Să știți că aici va trebui să reconciliem relațiile cu toate categoriile sociale, cu toți oamenii din toate etniile, din toate națiunile, din toate sferele din. Multe suferințe ni le provocăm noi. N-ați simțit că un frate, o soră, oamenii v-au făcut rău când v-au vorbit de rău, când v-au vorbit pe nedrept. Sau că dumneavoastră, că noi am făcut altora lucruri de genul acesta. Remediu pentru suferință, răbdare, rugăciune, reconcilierea relațiilor. Dragilor, dacă vreți să avem parte de binecuvântarea Domnului, să nu ne mai jucăm. El invit pe răzvan să vină că vom încheia. An la rând, am fost în conflicte puternice cu tatăl meu. L-am sunat pe când aveam 20 și un pic de ani și l-am amenințat pe tatăl meu. Am dat vina pe el pentru multe lucruri care s-au întâmplat în casa noastră. Și suferința provocată de relația stricată între mine și tatăl meu m-a dus la nopți nedormite și când adormeam, intram direct în coșmar. Înaintea Domnului vă spun că aveam coșmaruri. Coșmar în care refulam și exista violență și exista... N-am putut să dorm an la rând din cauza acestei probleme. Până când pe 3 decembrie 2007 am pus mâna pe telefon și am sunat la Reșița, din București. Tata a răspuns la telefon și a zis, cine e la telefon? Nu mai avea numărul meu de telefon. Și am zis, tati, sunt eu Alin. Și mi-a zis, ce vrei mă. Știi ce a spus tată? În 24 de ani de zile, eu nu ți-am spus niciodată că te iubesc. Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Și te-am sunat să spun că îmi cer iertare pentru tot ce s-a întâmplat între noi. Eu nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu plângând. An la rând, am văzut cum și-a îngropat prietenii pe unii i-a îmbrăcat, i-a îngrijit înainte de înmormântare și nu dădeau o lacrimă pentru nimeni. În momentul în care am zis, te rog frumos să mă ierți, te iubesc din tot sufletul meu, a început să plângă la telefon și mi-a zis, și tata te iubește. N-ați vrea să fiți liberi azi? Că e prea multă tensiune, prea multă suferință interioară, mentală. 90% din suferință ne-o provocăm din cauza relațiilor stricate. Nu ne putem bucura, trecem unii pe lângă alții, încordați -i. aplicația practică nu trebuie să vă vedem noi, după slujbă. Vă rog, în numele Domnului Isus Hristos să ne împăcăm unii cu alții. 4-6 de ani s-a rugat tatăl meu pentru... Mama mea pentru tatăl meu. Și tatăl meu, după 4-6 de ani, s-a întors la Domnul. Remediu pentru suferință este și reconcilierea relațiilor. Ne așteptăm numai supranatural. Și Dumnezeu zice, știi ceva? Lasă-ți darul la altar. Nu te du la biserică duminica asta. Uite, îți dau voie să nu te duci la biserică duminica asta. Ia adresa acelui pe care l-ai rănit sau... și du-te la el acasă și împacă-te cu el. Și după a vin la biserică să vezi ce explozie de har. Să vezi ce explozie de bucurie. Când eu am sunat pe 3 decembrie 2007 pe tatăl meu, după ce am simțit eliberarea respectivă în sufletul meu, vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a dat o eliberare cum nu mi-am imaginat niciodată în viața mea. Și multă suferință pe care mi-o provocam singur a fost eliberată. Ultimul lucru despre care vreau să vorbesc, dragilor. În contextul cuvântului lui Dumnezeu din epistola lui Iacov, răbdare, rugăciune, cele mai puternice remedii: răbdare, rugăciune, reconcilierea relațiilor și, în ultima instanță, recuperarea celor pierduți. Un fiu pierdut produce suferință în casă. Când eu. Înainte să fug la 17 ani de acasă, am început să umblu de la 15 ani, 16 ani prin cluburi, prin discoteci. Veneam pe la 16 ani acasă, da? La 4 dimineața, mă duceau câte doi bărbați, că nu puteam să stau în picioare. Și intram în casă la ora 4 dimineața, era o mamă care stătea pe genunchi și plângea. Pentru că îi provocam suferință. Pentru că auzea zilnică, ne băteam, că ne revoltam împotriva lui Dumnezeu. Că Dragilor, sunt aici familii care au fi pierduți. Haideți să-i ajutăm să-i recupereze. Să ne rugăm pentru ei. Să-i căutăm pe oamenii aceștia. Să ne implicăm în suferință, Am eliminat atât de multă suferință din lumea aceasta. Mă uitam la mama și când am sunat-o, când m-am întors la Domnul, am zis, mamă, eu am luat multă bătaie de la învățătorii de la școală, de la profesorii de la sală, de la vecinii de la bloc, de la băieții șmecheri din cartier. Am luat la bătaie când am fost în copilărie, cum spunea cineva, pentru mine cu bătaia nu e nicio problemă, că am luat destulă. Deci am luat bătaie destul, de, am zis pe mine nimic nu m-a durut mai tare decât lacrimile tale din rugăciune. De la patru dimineața din bucătărie, al patrulea remediu pentru suferință este recuperarea celor pierduți, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Vă invit cu respect să vă ridicați. În dimineața aceasta invit echipa de închinare. În dimineața aceasta vom cânta un cântec și în timpul acestui cântec să avem și parte aplicativă. Ne vom ruga unii pentru alții. Dacă cineva este aici și are nevoie de rugăciune cu... Ungere, cu un lemn, să vină în față, cu slujitorii, cu biserica, ne vom ruca. Dar întoarceți-vă întoarce în stânga și în dreapta. Nici nu știm prin cine va lucra Domnul în dimineața aceasta. Dar înainte de rugăciune, dragilor, dacă aveți prizonieri, trimiteți repede un mesaj cuiva. Îmi cer iertare, vreau să ne împăcăm, vorbim după slujbă, te voi suna, să împlinim cuvântul Domnului. Să împlinim cuvântul Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cântăm acest cântec care spune să nu dați înapoi, Domnul e cu noi, rezistăm, răbdăm până la capăt, nu ne revoltăm, ne vom ruga mare, puterea, re rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, vom reconcilia relațiile și vom recupera pe cei pierduți, vom elimina multă suferință din lumea aceasta. Cântăm acest cântec și începem și ne rugăm unii pentru alții. Cei care au nevoie de rugăciune, așa cum spune cuvântul, rugăciune personală, rugăciune cu credință, rugăciune comunitară, veniți în față, vă vom unge cu undele, ne vom ruga unii pentru alții și Dumnezeu va da vindecare în numele Lui Isus. Cântăm și ne rugăm împreună. Toți cei care au nevoie de rugăciune să vină în față, pentru că trebuie să punem în aplicare cuvântul Lui Dumnezeu care este da și și are forță să lucreze în dimineața aceasta. Ne rugăm împreună și cântăm.